Petre apare, cred că de la prima pagină, dacă nu mă înșel. El m-a pus la nota 7, dar nu e prima pagină, pe când la mine în carte el apare de la prima pagină, pentru că povestesc cum ne-am mutat noi în strada armenească în anii 80. Teodor Baconschi și Bogdan Tătaru Cazabanci sunt și lectori constanți la Casa Paleologu, de-aia m-am bucurat tare mult să-i am astăzi ca invitat să vorbească la lansare. Ei fac și legătura cu editura Spandugino. Și aș mai... Noi aici suntem, bun, spunea Sever Voinescu mai devreme, secta conservatoare, dar suntem mai e și o adunare exclusiv masculină. Suntem cinci bărbați. Ori The Secret Weapon este Ioana Prândurel, că explic în carte că fără ea nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi avut loc, nu s-ar fi realizat Casa Paleologu, pentru că eu aveam proiectul de foarte multă vreme, dar n-aș fi făcut nimic, aș fi continuat să vorbesc despre un proiect academic. De-al minte, vorbeam despre asta și cu Petre de mult, încă de la începutul anilor 2000. Dar deci este The Secret Weapon, nu of mass destruction, ci of mass construction. Da? E un fel de bombă atomică secretă pe care alții nu o au și asta a asigurat succesul întregului proiect. Nici nu știu cu cine să încep, cred că o să încep cu în ordine cumva ținând cont de protocol, să spun așa, întâi ambasadorii, după aia consulii generali, după aia directorii de institute culturale. O să încep cu Petre, cred că ordinea protocolară este Teodor Baconschi, Bogdan Tătaru Cazaban. Aici e mai complicat între secretar de stat și secretar general, cum e? Hai să lăsăm secretarul general înainte și după aia secretarul de stat. Deci, Doru, te rog pe tine. Da, e o probă dificilă aceea de a fi prieten unor oameni așa de deștepți și de a fi obligat în 48 de ore, adică în ultimele 2 zile ale târgului Bookfest, să fii mereu inteligent când le comentezi isprăvile. Totuși sper să nu mă lase norocul taman acum la spartul târgului și o să încep prin a îi răspunde pe un ton amical, ironic, lui Toader, care se lăuda cu ocurențele paleologice din opusul erudit al lui Petre Guran, îi întorcea moneda spunându-ne că Petre Guran apare chiar mai devreme în cartea lui decât paleologul în cartea lui Petre. Ei bine, eu sunt în această carte un adevărat hapax legomenon, adică apar o singură dată într-un context sărăcuț, meschin, menit să călească orice vanitate și să lecuiască orice veleitate, așa încât îți mulțumesc, Toader, pentru că mi-ai rezervat în economia textului un loc care face cât o lecție de viață. Lăsând acum această glumă deoparte, vreau să spun că, deși eram familiarizat cu atmosfera, geneza proiectului, tipul lui de funcționare, am citit toată cartea. Cum mi-ai trimis-o prin curier, am luat-o așa puțin sceptic, m-am aruncat într-o rână pe o canapea și într-o oră jumate am citit-o. Deci e o carte care pare doar să fie o formă de marketing, dar este o adevărată autobiografie intelectuală a lui Toader Paleologu și, din punctul ăsta de vedere, oricât ai ști despre parcursul lui formativ, tot rămâi admirativ față de tipul ăsta de memorie chinezească, faptul că niciodată nu se înșală în referințe și nu e pe
cu reflexul salvator de a consulta pe Wikipedia, le are în cap, cu adevărat, perfect stratificate, și asta, cum zice el însuși, e rezultatul mai puțin al ilustrei sale eredități intelectuale românești sau balcanice, cât al întâlnirii cu mitul francez al metodei. Pentru că ne spune foarte clar, domne, sigur, în copilărie am cotoaiat toate somitățile intelectuale bucureștene și așa mai departe, m-am jucat între picioarele unor genii sau unor oameni, în orice caz, brilianți, dar abia ajuns în Cani și Ipocani, la marea caznă a disciplinei franceze, am învățat și eu cum se construiește o teză, un discurs, o argumentație, și am ieșit din zodia tipic românească a impresionismului. Iar asta trebuie să spun că ți se potrivește și ți-a folosit cu adevărat, inclusiv în descoperirea graduală a vocației de profesor, de privat docent, de om care semnificativ absent din așa zisa universitate românească, ca structură oficială, reușește să exercite un magisteriu intelectual simpatic, decontractat, riguros, divers, în compania unor oameni deopotrivă rezonabili și care au făcut din cele două aturi moștenite de Toader Paleologu un mare nume și o casă, combinația perfectă pentru a reabilita cordial ideea de cultură serioasă, solidă, dar, dacă stau bine să mă gândesc, însă și ideea de cultură generală, pentru că hiperspecializarea pe care a implicat-o dezvoltarea științelor tari și umanistice în secolul 20 a distrus acest sfânt, bun patrimoniu al culturii generale, care era vocația școlii în ultimele 300 de ani în Europa. Și Casa Paleologu mi se pare că asta reușește să redreseze și să ofere bazele unei culturi generale demne de acest nume. Pentru că s-a creat superstiția epistemică potrivit căreia o cultură generală înseamnă că plutești în vag, că stăpânești niște informații generice, imposibil de sistematizat și, în orice caz, în ultima instanță, superficiale. Orice face cu paleta lui larg deschisă de cursuri Toader Paleologu la Casa Paleologu, este tocmai acea încercarea reușită, după mine, de a reabilita ideea de cultură generală, și anume faptul că nu poți să fii profund până nu ai o viziune panoramică, până nu înțelegi cât mai mult din ce a creat umanitatea, fără complexul specializării, care de obicei este pe cât de necesar în lucrurile de finețe maximă, pe atât de rar din punct de vedere statistic, dar plăcerea de a trăi, de a conviețui, de a căuta sensul vieții, de a te bucura de marile cărți, se obține pe baza unei culturi generale. Acest lucru aproape că a dispărut și îi sunt personal recunoscător lui Toader Paleologu că ne redă sentimentul că această noțiune are o demnitate intrinsecă și o actualitate pe care ar trebui să o descopere fiecare nouă generație școlară. Îți urez mult succes în asta. Eu, sigur, nefiind un om de gașcă, fiind un solitar, nu mă identific cu niciun fel de brand, niciun fel de grupare, niciun fel... Am încercat să fac eu însumi una și nu a ieșit. Deci, tu zici că nu e adevărat în sensul acestei metempsicoze. Bun, ok. Dar asta nu mă împiedică să-ți promit că cu toată plăcerea și onorat de întreaga companie
voi continua să fiu un lector al Casei Paleologu și în speranța că la reeditarea acestei autobiografii intelectuale mă voi bucura de niște referințe abundente. Dragii mei, mă bucur să vă reîntâlnesc întâi de toate, pentru că sunteți în bună parte cei pe care i-am întâlnit, i-am cunoscut la Casa Paleologu. Pe cei pe care nu îi cunosc, îi invit la Casa Paleologu. Aș vrea să-mi îngăduiți să îi mulțumesc întâi de toate lui Toader Paleologu pentru faptul că a fost dintre puținii care la întoarcerea mea, în momentul acela de inevitabilă derută în 2016, a venit și a fost convingător. Întâi de toate a fost educător, cum știe să fie, apoi convingător și m-a adus în spațiul casei sale. De fapt m-a readus, dar într-o altă formă. Pentru mine a fost un prilej extraordinar. De ce? Pentru că grație Casei Paleologu, grație acestui proiect, grație lui Toader, grație Ioanei, grație tuturor celor care vă însoțesc și vă ajută acolo, eu am putut să propun ceva ce nu am reușit să propun până acum în cadrul universitar. Adică am reușit să propun celor care n-ar fi venit oricum la universitate din diverse motive, temele care mă pasionează pe mine și m-a încurajat să fac asta. Și asta mi-a prilejuit, pe de o parte, studiul acestor teme și mai ales mi-a prilejuit ceva care e foarte rar, și anume să gândesc cum să propun teme care sunt teme de cercetare oamenilor care nu fac cercetare, propriu-zise. Nu doar pentru a-i atrage, ci pentru a le prezenta mizele acestor teme. Și am ținut cursuri despre învierea lui Lazar, din care va ieși o carte, am ținut cursuri despre portretul lui Iisus de-a lungul secolelor, din care sper să iasă la un moment dat o carte, despre Maria Magdalena, despre Iuda, despre magi, o altă carte în pregătire, despre istoria Sfântului Nicolae și așa mai departe. Au fost despre inimă în cele din urmă, redeschizând salonul Casei Paleologu după 2 ani și jumătate, încă o dată, grație unei invitații foarte generoase și onorante pentru mine. Deci, ceea ce vreau să spun este că, dincolo de și complementar față de ceea ce Teodor Baconschi a prezentat referitor la proiectul mare al Casei Paleologu, pentru mine experiența asta a fost. Am putut întâlni oameni din generații diferite, care oricum nu ar fi avut, încă o dată, din diferite motive, răgazul, cheful, dorința de a veni la universitate și care au venit la Casa Paleologu să participe la ceva ce mă pasiona în primul rând pe mine. Și faptul că am reușit să-i prind în această acoladă a pasiunii și pe ei a fost ceva absolut răsplătitor. Pentru, vă spun asta din perspectiva unui om care e fericit atunci când nu trebuie să facă demersuri care sunt pur și simplu plictisitoare, de sinteză, cursuri pe care trebuie să le faci pentru toți ca să -i introduci în diverse teme. Asta nu mi-ar plăcea să fac. Ori grație lui Toader Paleologu am putut să fac ceea ce realmente mi-a făcut plăcere. Și a spune că m-am simțit în acest cadru mai bine decât oriunde, cu mici excepții, anumite conferințe la care țin și care evident că se adaugă acestor experiențe minunate de la Casa Paleologu. Încă o dată, aș spune că e un proiect la care m-ai chemat să fiu părtaș, la care încerc să fac cât îmi permite timpul ceea ce pot face, și aș spune pe această îmbinare între cordialitate, prietenie și interes real pentru ceea ce cunoașterea înseamnă, în mod, mai ales pe zonele la care mă pricep. Încă o dată mulțumiri tuturor și vă invit să veniți la Casa Paleologu la cursurile noastre ale tuturor. Eu?
Petre-i ultimul? Petre-i ultimul? Da, e primul menționat. Ce mă? Petre, ce mai merită? Bună ziua, îmi pare bine să vă revăd. M-am gândit un pic de ce am fost invitat aici, pentru că eu nu sunt conferențiar la Casa Paleologu, dar cred că, și mă întreb evident de ce am acceptat imediat când am fost invitat, și cred că motivul este următorul. Știți că cartea de memoria lui Gabriel García Márquez, care se cheamă A trăi pentru a povesti, se deschide cu un motto inventat de el, care spune: viața nu este ceea ce am trăit, ci ceea ce ne aducem aminte că am trăit, și mai clar ceea ce ne aducem aminte că am trăit pentru a povesti. Astea sunt trei lucruri foarte diferite. Ce avem aici, evident, este ceea ce Toader Paleologul își aduce aminte pentru a povesti. Nu mă îndoiesc că e riguros, cum spune Doru Baconski, dar poate fi incomplet. Sau, în cartea mea de memorii, când o scriu, momentul Casa Paleologul e un pic altfel sau oricum lipsește de aici. Și m-am gândit că de fapt de asta am fost chemat, el nici nu știe de fapt ce l-a mânat pe el să mă cheme și de ce am acceptat eu, pentru că eu am fost contemporan acolo episodului, momentului în care lui Toader Paleologu a decis în sinea lui să facă toată această admirabilă întreprindere. Și lucrurile s-au petrecut așa. Eu la un moment dat am fost coleg de serviciu cu el și urma să se termine un ciclu și să urmeze alt ciclu al acelui serviciu și eu l-am anunțat, i-am spus că eu nu mai merg, mă duc să-mi iau alt serviciu. Și el atunci mi-a spus, zice, bine, dar eu ce să fac? Adică el zice, și eu ce să zice, tu, că eu, ce de bine, dă roaia o meserie, te duci înapoi, te faci avocat, zice, dar eu ce să fac? Și eu am spus, bă, tot dar acum cu toate școlile alea cu care te lauzi, tu ar fi învățat, ia să faci ceva pe acolo. Ce știi să faci? Păi zice, nu știu nimic, eu am fost ministru și ăștia care au fost ministru, nu știu nimic. Păi zic, în anii aia de școală, cât ți-ai tocit coatele pe acolo, doctorate, n-ai învățat nimic să faci? Și stă și zice, da, nu știu, zic, dar ce ți-ar plăcea să faci? Zice, dacă mi-ar plăcea ceva cu adevărat, ar fi să fiu profesor. Și atunci am spus, fii profesor. Și el a zis, unde? Că uite, ăștia la universitate, el încerca, în fine, bă, și, iarăși, exact ce am spus la Petre, e o rușine pentru Universitatea Românească că Toader Paleologul își dezvoltă și își desfășoară talentul pedagogic și toate lucrurile extraordinare pe care le știe, le da altora într-un cadru privat. Universitățile din această țară ar trebui să alerge, să fie, cum să zic, competiție între ele pentru oameni ca Toader Paleologul sau ca Petre Guran sau ca... Bun, tu ai serviciu. Sau ca așa? Nu, vorbesc serios, ar trebui să fie competiție. Nu e. Bun, revin. Și atunci am spus, zic, fii domne profesor. Și el a zis, zice, da, zice, aș face ceva privat, ceva la mine. Foarte bine, dă ore private. Și a rămas, sigur, după aia s-a mai alintat el un pic, s-a mai întors, că totuși ce o să facă, că vai, vai, vai. Dar pot să jur că aia a fost o secundă decisivă în care, în momentul ăla de întrebări, evident, ce să facă, decizia a fost acolo. Acum, sigur că el a mai rătăcit un pic drumul, s-a făcut un pic paralel drumul ăsta, pentru că lui Toader îi place să fie în foarte multe lucruri, pe cât de multe liste se poate. Mi-a spus odată, zice, să face lista nu știu cărui guvern, nu știu unde, și hai să ne băgăm și noi. Și am zis, nu știu dacă poți și nu mă interesează. Și el mi-a zis, ce, n-ai înțeles nimic. Ca să existi trebuie să fii cel puțin pe trei liste în orașul ăsta simultan. Nu contează care.
Dar în trei puncte diferite oamenii când fac it, trebuie să te pună pe tine acolo. În fine. Dar acum revenind, cred că de fapt de asta sunt aici, ca să vă fac această mărturisire, această amintire pe care am reținut-o și pe care, iată, îmi dau seama acum că am reținut-o pentru a o povesti. Ceea ce înseamnă că după Gabriel García Márquez, asta face parte din viața mea, face parte și din viața lui, și vorba aia, cine suntem noi să-l contrazicem pe Gabriel García Márquez în povestea asta, în materia asta. Acum, ceea ce se întâmplă la Casa Palog este admirabil și trebuie să vă spun că ăsta este cuvântul, pentru că ceea ce sentimentul meu față de ceea ce a construit Toader acolo este exact ăsta, clar spus pe românește, fără nuanță. Admirație. Toader Paleologu a făcut o întreprindere privată culturală fără să-l ajute nimeni. Nu mai vorbesc de stat. Lăsați statul, da? Noi suntem într-o vreme în care toată lumea vrea să facă cultură, așteaptă de la stat, se duce la stat. E de datoria statului să ne ajute. Eu însumi cu revista pe care o conduc am adesea pus eu de genul ăsta. Toader Paleologu n-a avut. Poate că în visurile lui și imaginează că ar trebui să se întâmple, dar slavă Domnului că nu s-a întâmplat, pentru că este un exemplu că din cultură și, atenție, dintr-un tip de cultură, o cultură de o anume anvergură, o cultură de o anume înălțime, se poate face o întreprindere. Și asta arată o vitalitate a culturii. El are dreptate, el nu glumește când spune că, de pildă, o carte de tipul celea lui Petre Guran este foarte actuală. Este foarte actuală pentru că, iată, se poate trăi, se poate chiar face un profit frumos din din comerțul, între ghilimele, cu tipul ăsta de informație, cu tipul ăsta de cultură. Și nu în ultimul rând vreau să spun că da, Doru Baconschi are dreptate. Nu există, dacă ai o casă și un nume, nu există un lucru mai bun de făcut cu ele împreună decât ce a făcut Toader Paleologu. Și pentru asta merită admirație, merită felicitări, merită mulțumiri pentru cei care, evident, trag un folos real de acolo. Și da, cred că Ioana e decisivă în chestia asta. Cu tot cu casă și cu tot cu nume, de n-ar fi fost ea, nu ieșea nimic. Asta o știm toți, noi cei de aici, și e frumos că o recunoști și spui lucrul ăsta. Și am citit această carte, două vorbe despre carte, și am citit această carte, da, am citit-o și eu foarte repede, ceea ce poate însemna că e bună sau poate însemna că e proastă, asta cu cititul repede, în fine. Poți să o și răsfoiești așa. Trebuie să mă mai concentrez o dată să văd dacă numele meu e undeva pe acolo, că înțeleg că despre asta e vorba în toată povestea asta aici. O să mă uit mai atent să văd. Chiar glumeați? Come on! Bun. Sau îmi vine-ți pe versantul celălalt. Deci, e o carte care mărturisește un drum, o poveste, dar ca să aflați toată povestea, e bine, și dacă vă interesează, e bine să mai întrebați și pe alții, fiindcă, repet, ceea ce am trăit și viața noastră este ceea ce am trăit și ne aducem aminte anume ca să povestim. Mulțumesc mult! Direct pe... Fără tranziție. Fără tranziție, dar cu o legătură cu pagina aceasta a doua, totuși, nu pagina întâi, pe care unde sunt pomenit, și de ideea dacă te naști sau, mă rog, copilărești pe strada Solon numărul 2, asta e un fel de predestinație, devii un Solon al epocii noastre. Și Toader a fost legislator timp de două legislaturi. Mă rog, da, ai făcut legile țării timp de 8 ani. Așa. Da. În sus. Lansarea asta trebuie să fie un moment
de elogiu. Bine. Schimbă abordarea. Da, da, schimbă abordarea. Da. Istoricul vede altfel decât actorul politic. Actorul politic, într-adevăr, poate să aibă nemulțumirile lui că n-a făcut mai mult, mai bine, n-a cucerit ca Alexandru Macedon lumea. Dar când se va scrie, probabil în câțiva ani, mai liniștit istoria epocii voastre, se va vedea că în toată relativitatea istoriei există actori care aduc un oarece bine comunității. Și eu sunt de astăzi ferm convins că epopeea de data asta, a voastră, fiindcă ați fost în aceeași barcă, mă rog, și a mea, dar în rangul 3-4, la nivel, cum ați spus, de director de Institut Cultural Român, povestea aceasta va putea fi spusă și în latura ei eroică, în latura ei semnificativă pentru o etapă a devenirii acestui colț de lume. Deci, nu cred că e un episod care trebuie trecut cu vedere, așa cum spui tu, cu toată nemulțumirea care poate să existe, sigur că nici măcar Alexandru Macedon, cum să spun, în ultimele luni de viață acolo, simțea că ce a creat el se va duce de râpă și n-a supraviețuit o zi imperiul lui. Deci nu despre asta este vorba, ci de faptul că, într-adevăr, tema aceasta a reîntoarcerii acasă, a lui Ulise și Enea, care duc mai departe o tradiție, e o lecție care trebuie spusă și respusă. Și duhul acesta, spiritul acesta, trebuie însămânțat din nou, cel puțin într-o parte, aceia care vor să ne asculte. Suntem, de fapt, toți cei de la masa asta reveniți și în țară, și acest lucru mi se pare că este la rândul lui lăudabil și elogios. Închid aici pentru a mai spune că eu cred mai mult decât ai spus tu. Sigur că cu toții ne-am lovit la întoarcere în diferite momente din viață de blocajul acesta instituțional al instituțiilor publice românești. Ceea ce a reușit Toader este o pledoarie foarte puternică pentru o politică liberală în interpretare libertariană. Adică lăsați societatea, sunt lucruri pe care oamenii între ei pe piața liberă le fac mult mai bine decât le poate organiza statul. Despre asta este vorba. Deci eu la un moment dat avusesem o idee inversă. Cereți Universității din București chirie pentru spațiile pe care le ocupă și să vedem cine e competitiv pe piața mare. Tuturor universităților care ocupă clădiri construite din fonduri publice. Da? Dați vouchere de studiu studenților, indiferent de vârsta la care se apucă să studieze, și să le cheltuiască unde vor, într-o universitate privată sau și atunci automat toate universitățile devin private. Da, eu cred că avem nevoie de competiție, fiindcă competiția aceasta, presiunea aceasta a celui care are nevoie de ceva și în cazul ăsta are nevoie de cultură, are nevoie de înălțare, face ca lucrurile să meargă atât de bine și să devină cu adevărat de calitate. Toader, împreună cu invitații lui,
în casa paleologului, adică cu ceilalți, cum îi numește, lectori, își șarmează publicul, îl convinge, îl captează. Asta este cu adevărat, e o muncă, e un talent, e un dar. Și aici trebuie spus, elogiul pe care vreau să-l fac este tocmai în spirit libertarian întreprinderii private. Deci, eu cred că tocmai grație implicării politice la un moment dat, pentru niciunul dintre voi n-ar fi fost imposibil, cum se spune, să fiți undeva profesori universitari. Din păcate, mulți politicieni și-au luat posturi de profesori universitari pe care nu le-au onorat. Eu cred că curajul, deci, vostru de a rămâne într-un spirit competitiv de piață liberă este calea de urmat. Da? Deci aici e bucuria mea și răsplata lui Toader este că succesul lui este pe bune. Ultimul gând pe care vreau să-l mai spun este că în acest efort, sigur că presupune o explicare a demersului nostru. Atunci când eu am spus că e o carte greu de citit, sigur că mă refeream la un anumit tip de erudiție care îți este cerut de rigoarea academică. Toader, trecând prin furcile caudine ale rigorii metodei franțuzești și și-a dezvoltat în același timp darul acesta de a jongla între toate registrele necesare. Da? Sunt lucruri pe care trebuie să înveți să le spui simplu. Și, într-adevăr, ceea ce se poate spune despre această carte, la mie mi-a furat o noapte de sâmbătă spre duminică. Tot așa că pui mâna pe ea și nu mai vrei să o lași, vrei să vezi ce spune despre toată lumea, ce spune despre tine, despre oamenii, nu numai despre mine sau despre tine sau despre Teodor Bacon, dar despre oamenii pe care i-a întâlnit. Și e o carte care are și meritul de a fi pozitivă. Deci oamenii pe care i-a întâlnit îi pune într-o lumină bună. Sigur că aici este schița amintirilor, adică Toader a trăit incomparabil mai mult de atât. Deja fiecare dintre noi i-am semnalat motive pentru care trebuie ediția a doua adăugită, revăzută, completată. Deci asta sunt lucruri inevitabile. El s-a gândit tocmai să vină în întâmpinarea celor care vor să vină la Casa Paleologu cu o prezentare scurtă care să convingă, da, repede cititorul. Din acest punct de vedere, deci cartea așa își împlinește menirea și sper să circule. Și atunci, ca să închei și eu, săracul de mine, dacă Toader a crescut pe strada Solon, eu ce era să fac dacă am crescut pe strada Silvestru, colț cu Popa Petre? Vă mulțumesc tuturor foarte mult, da? Ați spus cuvinte foarte amabile, vă mulțumesc mult. Înțeleg că pe bune aș citit-o, asta e o raritate. Să știți că sunt foarte rare lansările de carte la care vorbitorii citesc cărțile despre care vorbește. Să știți că în tot salonul ăsta procentajul e minim, este după evaluarea mea sub 5% au citit vorbitorii cărțile despre care vorbesc. Deci să avem o situație de 100%
este extraordinar. Da? Deci eu nu mă așteptam, ba nu, mă așteptam să fie toți vorbitorii în cunoștință de cauză, să fi citit cartea, au și citit-o repede. Da, Petre, e, Sever, e cald, este ca o șampanie, nu te îmbată, dar totuși creează o anumită euforie, este sparkling. Eu am vrut să scriu o carte agreabilă, în primul rând, de altfel pe copertă, ultimul cuvânt este plăcere. Da, ce vreau să provoc cititorului este plăcere. Și vă mulțumesc mult că ați vorbit despre meritele proiectului și de fapt asta este miza cea mai importantă a cărții, însă vorbesc despre foarte multe lucruri, da? Despre oameni pe care i-am cunoscut foarte de mic, dar și oameni pe care nu i-am cunoscut, dar pe care i-a cunoscut tata și care veneau în casa noastră, nu știu, Alice Voinescu sau Matei Caragiale sau Emanuel Ciomac sau Jora, că Jora stătea în casa în care stă Petre Guran acum și venea în vizită la noi foarte des, Gafencu la fel, tot aceeași conexiune, da? Tot pe aceeași stradă, stătea în aceeași casă ca și Petre Guran acum. Apoi evoc profesorii din Franța pe care i-am avut și unele persoane care au contat foarte mult pentru mine, cu chiar și pianul de la Copenhaga, dar sunt și multe anecdote, o să vedeți dacă citiți cartea, diferite anecdote din lumea diplomatică, chiar și unele anecdote politice. Vorbesc de pildă cum am fost cu Petre Guran la Istanbul, cum am fost împreună la Patriarhul Ecumenic, cum Petre a schimbat programul spunând că domnul ministru vrea să viziteze bisericile făcute de strămoșii lui, nu Dolma Bahcea, a fost extraordinar. Și a mai fost un moment nemaipomenit când eram la dineul cu ministru turc al culturii și aveam tot felul de discuții și Petre spune: să știți că domnul ministru e foarte interesat de arhanghelul pe care l-ați găsit în Sfânta Sofia. Eu habar n-aveam de arhanghelul respectiv. Da, Petre a spus că mă interesează foarte mult și a continuat: știți, domnul ministru ar vrea să vadă arhanghelul cât se poate de aproape, vrem să ne urcăm pe schele. Da, mă rog, Bakan Efendi, da? Bakan e ministru în turc, a zis: da, sigur, rezolvăm. În 5 minute a rezolvat, a doua zi dimineață eram acolo, a doua zi la prânz, mi se pare, pe la 2, dacă nu mă înșel, ne-am prezentat la Hagia Sofia. Am urcat la peste 50 de metri deasupra solului, mie îmi tremurau picioarele. E groaznic, da? am rău de înălțime, am avansat pe schele așa cu greu, m-am uitat la arhanghel, Petre explica celor care lucrau acolo simbolistica și teologia sferelor îngerești, eu m-am retras cât mai repede către lift, Petre a rămas pe schelă, după aia i s-a făcut rău. Deci asta, vedeți legăturile între cărțile noastre, da? Și în anecdote de genul ăsta. Deci, pur și simplu, am vrut să scriu o carte plăcută. Mie mi-a făcut plăcere să o scriu. Nu sunt destul de leneș cu scrisul, îmi fac reproșul ăsta, dar am scris-o cu foarte mare plăcere, am depănat amintiri, am vorbit despre proiectul nostru și mă bucur să văd printre dumneavoastră cursanți de-ai casei, da? Destul de mulți. De altfel și doamna Stoian a venit cu noi în călătorii de studiu, da? Deci o legătură cu editura, nu i-am adus cu clasa, editura Spandugino a fost prezentă la cursuri de ale noastre, dar mă rog, prin doamna Stoian. Vreau să mulțumesc de-al minter editurii Spandugino că a găzduit acest eveniment, ca și evenimentul de mai devreme al lui Petre Guran. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Și mai e un lucru, sunt o echipă întreagă la Casa Paleologu, despre unii am vorbit în carte mai pe larg. Bun, Ioana în primul rând, despre care s-a vorbit deja, care este the secret weapon of mass construction. Dar mai sunt alții care ne sunt foarte dragi, cum a fost Alex Urzicana, mai sunt Ileana Negruțiu, Cristi Rotaru, Flavius Dascălu, fost militar care lucrează tot la noi, Joshua Pandele, care se, mă rog, lucrează și el acum cu noi. Și mai e un lucru,
cu asta chiar vreau să închei. M-am gândit foarte mult la plăcerea pe care o va avea cititorul parcurgând această carte și de-aia am vrut să fie cu litere mari. De-aia au citit-o așa de repede, da? Că sunt multe pagini, dar de fapt am vrut să fie cât mai agreabil ochiului. Au început să mă enerveze cărțile puchinoase, poate e un efect al vârstei. Da? Deci pentru toți cei care au aceeași grijă, cred că este du pain béni, cum s-ar spune în franceză, da? E perfect. Avem și ilustrat, e și cu poze, da? cu desene foarte frumoase făcute de Andrei Câmpan, desenatorul nostru. Și de-al minte, chiar ieri am pus online noul site, da? Mai frumos încă decât cel vechi. Vă mulțumesc foarte mult tuturor și, mă rog, acum o să practic din nou, mă rog, semnătura, da? O să dacă vreți, pentru autografe și dedicații. Vă mulțumesc mult!